În ultimele 24 de ore a crescut numărul infecțiilor cu COVID-19 atât în țară cât și în Maramureș. Datele naționale arată că până astăzi în România au fost confirmate 26.970 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică fiind înregistrate 388 de noi cazuri de îmbolnăvire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.141 au fost externate, dintre care 19.050 pacienți vindecați și 1.091 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Din păcate, până astăzi, 1.651 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Niciunul nu este din Maramureș. În numai 24 de ore au fost înregistrate 17 decese, 12 bărbați și 5 femei pierzând în lupta pentru viață. 16 dintre pacienți au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient nu au fost raportate comorbidități. În Maramureș, numărul infecțiilor cu noul coronavirus a crescut la 193 de la 181 și asta și din cauza situației de la Spitalul Municipal Sighet. Conform informațiilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la această unitate medicală, în urma testării pentru depistarea virusului, sunt pozitivi alți 12 pacienți internați într-o secție a unității medicale. Este vorba de o parte din personalul medical de la Spitalul Municipal din Sighet, precum și o parte dintre pacienții de la secția de psihiatrie. În contextul aducerii virusului, dacă vreți, din Săpânța, de către acea parte din personalul medical care domiciliază în Săpânța și desfășoară activitatea în Sighet. Partea bună în această problemă este că totul s-a întâmplat într-un pavilion izolat, fiind o structură multipavilionară a spitalului, astfel încât nu au probleme cu cei din celelalte arii care spitalului. Sunt tratați în Sighet, deci nu au fost transportați înspre Baia Mare, structura spitalului o permite și iau tratamentul adecvat. Ancheta epidemiologică s-a terminat, au fost stabiliți contactii tuturor celor implicați în această problemă și a rezultat un număr de 42 de persoane am văzut pe ultima raportare către minister, inclusiv personal medical. Cel care, dacă bine mă amintesc, doar 3 au simptome și restul sunt asimptomatici. Legat de spitalul din Sighet, trebuie spus că sunt vindecate și au fost externate cadrele medicale confirmate anterior. Vorbim de 13 persoane. În ceea ce privește statistica la nivel de Maramureș, datele oficiale mai arată că a crescut numărul persoanelor vindecate de la 131 la 138 în numai 24 de ore. A scăzut, în schimb, numărul celor care s-au aflat în carantină, de la 16 la 12, și a celor în izolare, de la 2.323, cât erau ieri, la 2.124 azi. Reprezentantul Guvernului în teritoriu recunoaște că nu este mulțumit de modul în care evoluează datele în Maramureș și cum respectă regulile populația județului. Date cu acea relaxare care a intervenit în urmă cu 2 săptămâni, sunt un pic îngrijorat pentru că mi se pare că lumea neglijează oarecum aceste măsuri de distanțare, dacă le vreți, fără să-și ia așa o rezervă de siguranță. Sunt un pic îngrijorat. Sper că să conștientizăm fiecare dintre noi că ar fi spre binele tuturor să respectăm aceste reguli.